Bună ziua tuturor! Bună ziua. Începem cea de-a 10-a întâlnirea noastră sub titulatura generică de Zilele Rezistenței la Sâmbăta de Sus. O continuare a ceea ce Ion Gavrilă a stabilit în 1995 la Sfințirea Crucii, ca în fiecare sfârșit de săptămână de Sfântul Ilie sau după Sfântul Ilie să ne întâlnim aici, la mănăstire, toți cei pentru care lupta și jertfa atâtor mii de români înseamnă încă ceva, pentru toți cei care i-am iubit pe acești oameni în măsura în care i-am cunoscut, le-am prețuit activitatea, le-am prețuit suferințele, le-am prețuit eroismul pentru neam și pentru țară. Începem cu o scurtă rugăciune. Dacă e un preot în sală, nu e nimeni, dar vă rog pe Florin Dobrescu să rostească rugăciune.